La generație, având în vedere că 1 decembrie, că e ziua națională a tuturor românilor, indiferent în care granițe, pentru tineri, pentru copii, adresarea mea este următoarea. Luați cu asalt prutul. Zdrobiți vamele, granițele, barierele care mai sunt între noi. S-ar putea să fie calea cea mai scurtă spre Uniunea Europeană. Dacă sute de mii de cetățeni ai Siriei, Irakului, Afganistanului, milioane chiar, au trecut din Europa dintr-un capăt în altul, ignorând toate frontierele, ar fi păcat noi să ne închinăm atâta la granițele, la granița de la râul Prut. Deja se știe că dincolo de Prut, tarifele la energie electrică și la gaz sunt mai mici, prețurile la produse alimentare, la automobile, la haine sunt mai mici, sâmbătă, duminică, cam multă lume la cumpărături acolo, la Iași și pe altă parte. Drumurile mai bune, salariile și pensiile mai mari, viața în general devine mai bună, plus mai este și umbrela de securitate a NATO și prosperitatea care vine din partea Uniunii Europene. Da, noutatea bună pentru ziua de azi este că toate statele Uniunii Europene au ratificat la ziua de azi, au ratificat acordul de asociere și noi îl putem implementa în plin. El a intrat în vigoare, acordul de asociere al Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. A intrat în vigoare și la noi și la ei. Dar trebuie să avem în memorie, pe lângă acest acord de asociere și calea lungă de integrare europeană, și calea mai scurtă. Și eu spun să păstrăm în mintea noastră acest gând, că oricând, adunându-ne aici, în Piața Mare Durea Națională și făcând un marș până la Leușeni, și la fel adunându-se tinerii la Iași sau la București, cum s-au adunat în cazul tragediei de la Colectiv, să luăm cu asalt Prutul și să zdrobim aceste hotare nedrepte între noi, trasate prin pactul Ribbentrop-Molotov de către Hitler și Stalin.